Psalmul 84, care începe așa. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rânduni ca un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne al împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude! Ferice de cei ce și pun în tinerea căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpuriu acoperă cu bine binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Amin. Reașezați-vă. Mă simt fericit în această zi să pot să fiu la dumneavoastră. Și fericirea aceasta constă în faptul că vă pot fi de folos, să dăjudesc din partea Domnului, să fie benefic fiecăruia cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. Una dintre fericirile umane este fericirea de a fi util. Una dintre cele mai mari motive de depresie lumea de astăzi este faptul că omul se simte inutil, nefolositor. Ceea ce noi numim astăzi plictiseală faptul că am fost invitat în această dimineață să slujesc, îmi creează această bucurie că pot să fiu de folos. Și vorba apostolului ce, lui Timotei, să fim de folos lui Dumnezeu în orice lucrare bună. Domnul să ne ajute. Totodată vreau să vă spun că am să vă dau treabă și dumneavoastră. Nu acum, ci după ce plecăm acasă. Nu veți avea motive să vă plictisiți săptămâna asta, pentru că am să vă spun că avem de lucru. Nu munca pe care o facem toată ziua, ci avem de lucrat conform a ceea ce vom găsi în scriptură în această dimineață împreună. Dacă citeam textul la începutul slujbei, citeam altceva. Mulțumesc, Paul, că m-ai lăsat să citesc înainte de, de predică, astfel încât m-am hotărât să vorbesc în această zi despre Casa Domnului. Așa, am citit aici Psalmul 84, se seamănă cu Psalmul de dimineață. În ambele cazuri avem de a face cu niște oameni care însetau după Dumnezeu. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Și afirmația salmistului Asaf sau Core, am văzut că în unele Biblii îi se atribuie lui Asaf acest salm, în altele lui filor lui Core, cert este că acești oameni au afirmat ceva și anume că locașurile lui Dumnezeu sunt frumoase, sunt plăcute. Nu știu la ce locaș făcea referire aici, psalmistul, nu știu dacă era în picioare Templului Solomon pe vremea aceea, dar vă aduc aminte că David, care n-a prins Templului Solomon în frumusețea lui, spunea totuși în Psalmul 27, versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. De ce? Ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Dragii mei, casa lui Dumnezeu nu se referă la ziduri. David n-a prins templul lui Solomon în viață. El a fost zidit după aceea. Casa lui Dumnezeu este locul unde este prezent Dumnezeu. Vă aduc aminte de Iacov? Cu mult, mult înainte ca evrei nici măcar n-aveau cort atunci. Cort în întâlnire. Iacov a fugit de acasă și undeva pe drum, într-un loc, într-o cetate, lângă o cetate numită Luz, care el i-a schimbat numele și a dat numele Betel, a avut un vis în care i se arătat Dumnezeu la capătul unei scări pe care se urcau și coborau Îngerul lui Dumnezeu. Când s-a trezit Iacov, Eram pustiu, aduceți-vă aminte -am din context în Genesa 28-27. Zice Biblia acolo că când s-a trezit Iacov a zis aici este casa lui Dumnezeu. Nu erau clădiri, nu se duceau slujbe acolo duhovnicești, nu se cântau cântări, nu se spuneau predici, dar Iacov a zis aici e casa lui Dumnezeu. Ce vreau să afirm în această dimineață este că casa lui Dumnezeu, acele locașuri frumoase despre care vorbește psalmistul aici, sunt locurile unde locuiește Dumnezeu. Amin. Înseamnă că o astfel de, de casa lui Dumnezeu poate să fie casa dumneavoastră și casa mea. Casa mea, casa ta poate fi o locuință a lui Dumnezeu. De fapt, așa zice apostolul în Nefeseni, în uh, capitolul 3, uh, zice vesetul, de la vers 16 citesc, îl rog pe Dumnezeu ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Dumneata pot fi o locuință a lui Dumnezeu. Sau, tot în Efeseni, citesc capitolul 2, ultimul verset. Și prin el, prin Domnul, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. Cât de frumoase sunt locașele tale, Doamne! Cât de frumoși sunt credincioșii în care locuiește Dumnezeu! Cât de frumoase sunt locuințele, casele unde locuiește Dumnezeu. În această dimineață v-aș propune să veniți cu mine într-o călătorie prin Scriptură, să vedem cum putem să facem din casa noastră o casa lui Dumnezeu. Să locuiască Dumnezeu în casa noastră. Și spunea apostolul Ioan în Apocalipsa că Domnul zice stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el. Știți cine participă la cină? Cina este ultima masă din zi? După cine urmează culcarea. Adică zice Domnul, voi intra la el și voi rămâne în casa aceea. Asta își dorește Dumnezeu și sper că asta să ne dorim fiecare dintre noi. Și vreau să vă spun că, într-un fel, într-un anumit mod, fiecare suntem responsabili de asta. Indiferent că ești tată sau mamă, sau ești un copil, sau ești bunic, fiecare avem rolurile noastre în familie, așa încât să-l aducem pe Dumnezeu în casele noastre. Într-un fel, ni se pot adresa și nouă cuvintele care au fost adresate lui Pavel. În faptele Apostolilor, zice Biblia că Pavel, știți că era împreună cu mulți uh, uh, alții pe Corabie, cu o Corabie care mergea spre naufragiu și noaptea visează un vis și Domnul îi spune prin glasul unui înger, Pavele, tu trebuie să ajungi la Roma, nu te teme, o să stai în fața celarului." Dar numai tu o să ajungi la Roma. Dumnezeu ți-a dăruit pe toți care merg cu corabia împreună cu tine. Într-un fel, fiecare familie este o corabie. Da, dragii mei, suntem o corabie pe ocean. Și într-un fel, fiecare suntem responsabili de toți cei care sunt cu noi pe corabie. Că fiecare dintre noi ar putea să facă o gaură în corabia cu care ne, ne uh, călătorim, pe care suntem, fiecare poate să aducă o, o, o situație care să facă un naufragiu pentru familia respectivă. Dar, la fel, fiecare poate să fie un factor care să aducă beneficii și binecuvântări uh, familiei. Da, mi-am propus să vorbesc pentru familie. Zic și eu ca solomon, o altă dată zice el să mă asculte și înțelepții și vor învăța și mai mult, să mă asculte și cei fără minte și vor primi pricepe, adică să mă asculte și cei căsătoriți și cei fericiți în viața de familie, vor învăța mai mult, să mă asculte și cei nefericiți în viața de familie, să mă asculte și cei căsătoriți că nu știm când vine vremea să se căsătorească și ei, să se întâmple ca și Iehu, știți că s-a întâlnit cu Iona, dar fiul lui Recap, și i-a întins mâna și a zis, inima ta e curată ca a mea? Da, i-a întins mâna și a urcat, hai cu mine în car. Mâine, poimene, vă urcați în aceeași căruță sau în aceeași corabie și urmează călătoria și pentru voi, cei necăsătoriți. Așadar, să învățăm împreună din Sfintele Scripturi cum putem face din casa noastră o casă Lui Dumnezeu. Zice în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Vesetul 23, cuvintele Domnului Iisus Hristos, drept răspuns Isus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Este asigurarea Domnului Iisus Hristos. Ce trebuie să facem ca Dumnezeu să vină să locuiască împreună cu noi? Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că așa a proiectat El viața, să se deruleze în familie e normal ca, ca oamenii să căsătorească, așa nu poate, se poate perpetua viața fără familie. Dumnezeu ne-a rânduit pe fiecare dintre noi cu acest dar, mă tot uimesc gândindu-mă la creație. Știți că psalmul 139 este un psalm în care un om îl adoră pe Dumnezeu și îl slăvește pentru modul în care a conceput el ființa umană. Uitați-vă că unul dintre darurile pe care le-a dat Dumnezeu, care ne face să fim asemenea cu Creatorul este darul procreerii. Dumnezeu a adus în existență prima ființă umană, pe Adam. Și a făcut-o și pe Eva. Știți că noi suntem asemenea lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu ne-a dăruit exact același dar și nouă? Noi putem să aducem pe lume alte ființe. Diavolul nu are această har. Diavolul nu poate crea ființe. El nu poate aduce în existență alte persoane. De aia se luptă atât de mult pentru oameni, să-i facă copiii lui, că el nu poate să facă alți oameni. Dar Dumnezeu a dăruit omului darul să se poată înmulți. Din punctul acesta de vedere, zicea Apostolul în faptele Apostolului în capitolul 17, Apostolul Pavel, suntem din neamul lui Dumnezeu. Suntem din aceea specie cu Dumnezeu. Gândiți-vă că Dumnezeu ne-a dăruit harul să populăm universul acesta, să aducem viață. Darul vieții este cel mai scump dar pe care l-a dat Dumnezeu omului. Că vorba Mântuitorului, ce valorează mai mult ca viața? Crezi că banii dumneavoastră, casa dumneavoastră și tot ce ai putea să faci într-o viață, nu e vorba doar de ce ai acum. De ce ai putea să faci de-a lungul la 50, 70 de ani, 80 de ani, cât îți va dărui Dumnezeu zile? nu se poate compara cu harul pe care ți-l-a dat Dumnezeu să poți dărui o viață. Pentru că o viață nu se poate cumpăra cu tot ce ar fi pe planeta asta. Gândește-te că dacă ai cucerit toată lumea asta și ar fi a ta, n-ai fi la fel de bogat ca și darul pe care ți-a dat Dumnezeu să aduci pe pământul acesta o nouă ființă. Avem un har extraordinar. Dumnezeu ne-a nobilat enorm de mult. Zice în proverbe, și este uimitoare această paralelă pe care vreau să o facem între două texte din proverbe. Mie îmi place mult cartea aceasta lui Solomon. Zice în proverbe, în capitolul 3, versetul 19 și 20. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul Pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii Roa. Adică zice, Solomon, Dumnezeu a avut nevoie de trei lucruri când a adus în existență Universul acesta. De înțelepciune, de pricepere și de știință. Și acum deschideți tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 24, versetul 3, unde același autor spune, versetul 3, prin înțelepciune se înalță o casă. Și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. De ce are nevoie un bărbat și o femeie ca să-și facă o casă? Nu-i vorba de casele astea. Casă în scriptură se referă la familie. Dice Biblia despre uh, Lea uh, și Rahela că i-au zidit casa lui Iacov în Rut, ultimul capitol. Nu i-au făcut casă. Iacov nu a avut niciodată casă. Nici se spune în evrei că Iacov a locuit în corturi, ca și Avram și ca și Isaac. Niciodată Iacov nu a locuit într-o casă. Cât este vorba despre casă în Sfânta Scriptură, zice tot în proverbe, de exemplu, că femeia își dește casa. Nu o să vedeți surori și nu-i chemarea surorilor să pună cărămidă peste cărămidă. Nu la asta se referă. A zidi o casă, a construi o familie, a zidi o casă înseamnă să construiești o familie. O familie este o casă. Ca să ai o familie, ai nevoie de exact aceleși lucruri de care Dumnezeu a avut nevoie când a adus în existență lumea. Pentru că într-un fel, și aici trebuie să devenim foarte responsabil, într-un fel, noi ocupăm în familie același rol și loc pe care îl ocupă Dumnezeu în univers. Dumnezeu este stăpân peste toată creația. El le-a adus în existență. El ia decizii și hotărâri. A pus legi acestei creații. Hrănește după dorință tot ce are suflare. Are grijă de tot ce este pe pământ. Suntem invitați la masa lui Dumnezeu în fiecare zi. Mulțumim lui Dumnezeu că mergem în grădinile noastre și ne culegem roșii și ardei și strucuri și ce vrem și ne hrănim pentru că Dumnezeu ni le dă. Mâncăm pe masa lui Dumnezeu. Asta e rolul lui Dumnezeu. Ei, exact același rol la. Tata și mama în familie. Tata și mama decid ce se întâmplă în casa aceea. Noi hotărâm, noi facem legile și pot, deciziile, noi ne mutăm, ne schimbăm, facem, aducem bani acasă, aducem cerile necesare în familie, noi ocupăm același rol pe care îl ocupă Dumnezeu în creație. Vă dați seama ce, ce mult ne-a nobilat Dumnezeu? Sunteți Dumnezeu, a zis Domnul în psalmi. Toți sunteți fii lui prea înalt. Suntem la lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, la acesta sfânt și mare, își dorește ca fiecare familie să fie o locuință a lui. Să poată veni să locuiască la noi acasă. Vă dați seama ce har ar fi, dragii mei, să-L avem pe Dumnezeu la noi acasă? Vă aduc aminte de evrei când s-au înșelat atunci când au adus chivotul în mijlocul taberei lui Israel. Era un război cu filistenii și au crezut că dacă aduc chivotul, l-au adus pe Dumnezeu. Numai că au adus numai cutia. Dumnezeu nu venise cu ei. Au săltat de bucurie, l-avem pe Dumnezeu cu noi. Au luat-o la fugă, chivotul a rămas acolo. Știți, au murit și fiii lui Eli. Dar dacă ar fi fost Dumnezeu cu ei, au știut ei bine ceva. Dacă ar fi fost Dumnezeu acolo cu ei, Ni se spune în 81, Israel de mai așculta. Într-o clipă aș înfruta pe toți dușmanii tăi. Te-aș răni cu cel mai bun grâu, te-a sătura cu miere din stâncă. Dragii mei, dacă ar fi Dumnezeu în casele noastre, s ar rezolvat, cum zice acolo, într-o clipă. Nu-i trebuie lui Dumnezeu ani de zile să ne rezolve problemele. Ar fi, cum zice acolo, ar curge lapte și miere. Prea lui de pâine ca în somn. Toți cei care sunt cu inimă fără prihană, spunem Psalmul 126, te bucur de lucrul mâinilor tale, ești fericit, îți merge bine, te bucur de casă. Oare sunt așa familiile noastre? Vorbesc astăzi într-un context în care divorțurile sunt tot mai dese și în mijlocul credincioșilor. Și măcar că mai avem o anumită rușine publică, religioasă și mulți stau împreună că le e rușine, nu putem număra divorțurile emoționale. Câte familii sunt împreună doar în hârtii, doar în aceeași sub aceleași acoperiș, dar nu mai trăiesc o viață de familie așa cum cere Dumnezeu și așa cum ar fi normal. De aceea, socotesc cu atât mai important să vorbim în această zi despre cum putem să facem casele noastre să fie locuințele Lui Dumnezeu, să locuiască Dumnezeu împreună cu tine. Citeam din Evanghelia după Ioan și a zis Domnul Iisus Hristos acolo este un singur lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu ca să poată veni și să locuiască la noi. Că vorba lui tot acelui așa apostol Ioan, dar în epistolă, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Cerințele lui Dumnezeu nu sunt grele. Și vorba unui predicator, spuneți-mi care dintre cerințele lui Dumnezeu e prea grea, care nu poate fi atins. Ce-și cere Dumnezeu peste puterile tale? În Ioan, aici, în capitolul 14, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Dacă am păzit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ar putea să vină la locul cu nostru, unde locuim noi, și să-și găsească acolo o dihnă. Pentru că locul unde se păzește cuvântul lui Dumnezeu este regatul lui Dumnezeu, este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu înseamnă voința lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Dacă cineva păzește cuvântul lui Dumnezeu, de fapt face ce vrea Dumnezeu. Când faci ce vrea Dumnezeu, înseamnă că El e împărat și te -și supus. Înseamnă că El poate să-și așeze acolo tronul de domnie. Și dintre cerințele lui Dumnezeu, vreau să amintesc una singură pentru o ziua de astăzi, pentru viața de familie. Ce cere Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu? Iată ce zice Apostolul Pavel în Corinteni, în 1 Corinteni, Prea bine cunoscutele texte din uh, capitolul 13 și 14 vorbesc despre dragoste și daruri. Citesc în 14, cu 1. Urmăriți dragostea. Asta este cerința lui Dumnezeu. Urmăriți dragostea. E zice, Domnule Biserici, ți-ai părăsit sau ți-ai pierdut dragostea. V-am spus că vă dau de lucru săptămâna aceasta. Ar trebui să mergem acasă și chiar de acum să începem să căutăm, să vedem pe unde am pierdut dragostea. Să pornim în căutarea ei. Avem o săptămână de exerciții în care va trebui să căutăm dragostea. Urmăriți dragostea. Aici e Pavel lui Timotei. Fugi de aceste lucruri și caută neplănirea, dragostea, Dragii mei, dacă vrem casele noastre să fie de nota 10, nu vă vorbesc astăzi ca un premiant, nu. Sunt și eu împreună cu voi cel care vreau să învăț din Sfintele Scripturi să văd cum să facem ca în casa noastră, oricând, Domnul să poată locui. Să nu fie nevoit Domnul să părăsească casa noastră. Ca să poată locui Dumnezeu într-o casă, El este interesat în primul rând de dragostea dintre soți, dintre membrii familiei, poate dintre părinți și copii, dintre nepoți și bunici. Aduceți-vă aminte că zice Biblia despre Leia că Domnul a văzut că Leia nu este iubită. Dumnezeu vede dacă există dragoste într-o casă sau dacă nu este. Putem noi să ne la rugăciuni și să adăugăm zile de post una lângă alta? și să-l chemăm pe Domnul în barcă, dar el vede dacă este dragoste în casa noastră, sau nu este. Și dacă nu este dragoste, să nu vă aștepta să vină Domnul acolo să locuiască acolo. Apostolul Pavel spunea unei biserici care se bucura de darul duhovnicești. Și a zis el, înainte de daruri, urmăriți dragostea. Am vrea să porocim, am vrea să lucreze Domnul cu semne și minuni. Și zice Pavel, nu, mai important decât asta este să căutăm dragostea. Uitați-vă și căutați pe unde am pierdut-o. Avem treabă și vreau să vă spun, este în epistola Apostolului Ioan, o epistolă foarte dificilă de înțeles în unele privințe, este o aparentă contradicție. Zice Apostolul Ioan acolo că dacă zicem că nu avem păcat, mințim. Suntem niște mincinoși. Pentru că nu există om care să nu fie păcătuit. Și nu există om fără păcat. Toți greșim. Și în aceeași epistolă, zice apostol Pavel, cine păcătuiește, e de la diavol. Cine e copil al Dumnezeu, nu păcătuiește. Mă, Ioan, mai te ai zis că dacă zicem că nu păcătuim, mințim. Acum ai spus că dacă păcătuim, nu suntem fiii Lui Dumnezeu și că fiii Lui Dumnezeu nu păcătuiesc. Dar cum se împacă astea, Domnul? Cea mai bună explicație pe care am citit-o până acum, aia aparține fericitului Augustin. Ăsta a fost un de bisericesc din primele secole creștine care s-a întors la Dumnezeu și a fost foarte preocupat de Sfânta Scriptură. A scris foarte mult. Și la un moment dat, zicea el, apare în Evanghelia după Ioan un conflict între domnul și farisei în care, în urma vindecării de orbirea unui bolnav, domnul uh, uh, le spune că dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Și întrebarea acestui fericități, Augustin era Credeți că farisei aceia nu aveau păcat dacă ar fi fost orbi? Sau orbii nu au păcate? Orbii nu păcătuiesc? Asta a spus Domnul? Asta a vrut să, să ne facă Domnul să înțelegem că cei care nu văd nu au păcate? Nu. Acolo Domnul a făcut referire la un anumit păcat. Este pentru că ați văzut cu ochii voștri că omul ăsta a fost orb și acum vede, și voi nu mă recunoașteți ca fiind venit de la Dumnezeu, acum sunteți vinovați de necredință. Dacă n-ați fi fost văzători, ați fi fost orbi, n-ați fi avut păcatul ăsta în necredință pentru că ziceați, domnule, eu n-am văzut, eu n-am văzut că ăsta a fost orbi și acum vede. Și nu puteai fi învățit de păcatul necredinței. Acolo Domnul făcea referire la un păcat anume. N-ați fi fost vinovați acum de necredință, dacă ați fi fost orbi. La fel Ioan că spune în epistola sa că cine este din Dumnezeu nu păcătuiește, spunea Augustin, nu se referă la păcate în general, ci la un anumit păcat. Cine este din Dumnezeu nu mai poate face un anumit păcat. Care? E tema epistolei Ioan. Iubirea. Cine este din Dumnezeu nu va putea să urască. Poate fi învinovățit și de greșeli. Greșim cu toții. Fie, Doamne ferește, ne mâniem unor, rostim un cuvânt nepotrivit, suntem ispitiți într-un fel sau altul și cădem. Un credincios n-are voie niciodată să fie învinovățit de lipsă de iubire. Asta zis Ioan. Cine este din Dumnezeu nu păcătuiește. Dovada dacă ești din Dumnezeu e că iubești pe frața, a zis apostolul. Dovada că Îl cunoaștem pe Dumnezeu e că iubim. Cine nu iubește pe fratele său nu este din Dumnezeu și nu îl va vedea pe Dumnezeu. Mă duc aminte că un frate spunea, era. era, îi cereau consiliere într-un anumit conflict între frați în biserică. Și mai se întâmplă. Cu părere de rău, trebuie să recunoaștem că se mai întâmplă conflicte și între frați. Și fratele ăsta ar sfătuia pe respectiv, era și în conducerea bisericii. E ce ca dovadă că ești în armata lui Dumnezeu. Și de acum înainte să-ți verifici în fiecare zi și să porți nedeslipite de trup, întotdeauna mantaua dragostei de frați. Pe asta, diavolul nu o va îmbrăca niciodată. Diavolul va îmbrăca haine de proroci, de predicatori, de oameni cu care fac minuni. Diavolul nu va îmbrăca niciodată haina iubirii de frați. Dacă vrei să te verifici dacă mai ești pe calea Domnului, cum cea apostolul, pe voi înși și vă încercați-vă dacă sunteți în credință, verificați-vă la capitolul dragoste. Dacă nu poți să iubești pe fratele tău, înseamnă că cred, ceva s-a întâmplat între tine și Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate locui într-o casă în care nu este dragoste. De aceea, în această zi, învățăm din cuvintele lui Sfintelor Scripturi, că trebuie să învățăm să urmărim dragostea. Și în această zi vreau să răspund întrebării, cum? Cum să urmărim dragostea? Cum să facem să găsim dragostea? Cum spuneam, dragostea e pe lângă noi, dragii mei. Doar trebuie să învățăm să o găsim. Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră. De exemplu, zicem proverbe. Cine acoperă o greșeală, caută ceea ce căutăm și noi astăzi. Caută dragoste. Dacă vrei să dezvolți dragostea, trebuie să înțelegem că în viața de familie noi suntem pe aceeași corabie. Suntem un singur trup, cum zicea apostolul. Uh, sau tot apostolul Pavel, dacă fac referire la el, folosește un cuvânt în Romani 7, de exemplu. El vorbește și în Corinten 7, 1 Corinteni 7 despre familie. Dar citesc în Roman 7, versetul 2. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei. Deci, odată ce te-ai căsătorit, a intrat într-o relație care o numește Scriptura Legătură. Nu e vorba de lanțuri sau de sfunii, ci cum zice în cântarea cântărilor, dragostea este tare ca moartea, este ca o pecete pusă pe inimă. Unii dintre noi avem pe trup cicatrici, urme lăsate fie de arsuri, fie de anumite tăieturi, așa ceva este relația de familie, o urmă pe care o porți pe toată viața. Trebuie să înțelegem că odată ce am intrat în viața de familie, cei doi au devenit una... Îmi place foarte mult o asemănare. Am auzit-o la un frate și mi am reținut-o. Imaginează-ți două foi de hârtie pe care le lipești. După ce s-au uscat, a zis Domnul Iisus, a zis Dumnezeu ce a unit Dumnezeu să nu se mai despartă. Dar oamenii încearcă să le mai despartă. Și ce se întâmplă? Dacă încerci să le deslipești, pe nici una nu o mai scoți întreagă. uităm, suntem ființe care uităm, suntem supuși, memoria noastră este uh, supusă uitării. Este o formă de apărare a creierului, da? Când suntem supraaglomerați, creierul șterge anumite informații. Uităm unde ne-au cheile. Mi-aduc aminte că o dată am fost la dumneavoastră și mi-am uitat să o cheile de la mașină, de la apartament, în, în tren, preocupat cu copiii, să ies, să nu uităm ceva, nu m-am uitat că mi-am lăsat sacoul. Uh, uităm! Dar niciodată mamă o mamă nu o să-și poată uita copilul pe care nu l-a scos, zice Biblia. Și niciodată un soț și o soție nu va putea să-și uite partenerul de viață. Sunt niște legături pe care le-a făcut Dumnezeu. Viața de familie este o viață de legătură între două ființe. Suntem legați genetic, dacă vreți. ADN-ul nostru, acum cu ajutorul. Uh, Geneticii, când putem studia genomul uman, harta genetică a ființei umane, ne spune că o familie, într-o familie se creează niște legături care nu pot fi șterse. Și după ani și sute de ani, dacă se vor face studii, se vor putea găsi legături între membrii familiei. Că Dumnezeu a pus niște legături care nu le putem șterge. Ce trebuie să facă membrii familiei ca aceaste, aceste legături să se poată dezvolta frumos, armonios, așa cum ne-a ne învățat Dumnezeu? E să căutăm iubirea. Cum? Ajutându-ne unii pe alții că suntem pe aceeași barcă, dragii mei. Suntem în aceeași corabie. Și credincioșii și familiile credincioase trebuie să fie unul pentru altul. Trebuie să învățăm, dragii mei, că nu poți să câștigi de unul singur. Ca o echipă. Nu poți tu să-ți bagi autogol și zici bun am fost că am mai băgat gol. Ai pierdut tu. Pa păi nu că mi-au învins po propriul portar. Așa se întâmplă în casă, dragii mei. Dacă noi nu acoperim greșelile celorlalt, ne ajutăm reciproc, se întâmplă, eu știu, soția a uitat să spele vasele. Poți să te pui să le speli tu acoperă greșeala. Timița vă treziți, poate v-ați râs Și ce se întâmplă? Ai trezit? Dragostea. Cine acoperă o greșeală, cine uh, iubește, zicea apostol, acoperă o grămadă de păcate, o sumedenie de păcate. Trebuie să învățăm, dragii mei, să ne uităm în casă și Ăsta este concursul la care vă invit să vă angajați în săptămâna asta. Când ajungeți acasă, când vă întâlniți cu cei dragi, ideea este cine ajunge primul să găsească dragostea. Nu cine a câștigat într-o dispută, cine are ultimul cuvânt în casă, cine e mai puternic. Nu, nu există mai puternic. Suntem o echipă. Dacă eu sunt slab, ești slab și cel de lângă mine. Dacă eu pierd, pierde și el. Adăți vă aminte de Iosif. Iosif, bărbatul Mariei, părinții Domnului Iisus. Nu degeaba Dumnezeu Dumnezeu ales să fie părinții Mântuitorului nostru. Zice Biblia că Iosif era neprihănit. Și câți dintre noi mai ne gândim la această dimensiune a neprihănirii pe care o sublinează Biblia. De ce zice, zice Biblia despre Iosif? Că aflând că soția lui, viitoarea lui soție, logodnica lui, l-ar fi înșelat, asta știa Iosif. Iosif nu știa de arătarea Îngerului. Iosif nu știa de planul lui Dumnezeu pentru Maria. Iosif a aflat doar că viitoarea lui Logonica este însărcinată. Gândiți-vă, uman, oricare dintre voi, băieți, care discutați cu fete sau vă gândiți pe viitor la căsătorie, ce ai gândi dacă afli că fata cu care vreți să te căsătorești e însărcinată? Ai fost înșelat. Asta nu este o femeie cu care să plec de care să mă leg pe viață și cu care să temeze o familie. Dar zice Biblia că Iosef fiind neplănit, se gândea să o lase pe ascuns să nu o facă de rușine. Gândiți-vă că Maria în situația aia era cea mai vrendică, dacă era adevărat ce stia Iosef, Maria era vrendică de făcut de rușine, era vrendică să fie ucisă cu pietre. Și zice Biblia că Iosif și Dumnezeu au mărturisit că asta i-a fost considerată ca neplănire. Iosif se gândea să nu o facă de rușine. Da, bărbații și surorile care sunt căsătoriți și își fac de rușine partenerul de viață în magazin, la școală, în diferite situații publice, la biserică uneori. Puteți să mai spune că suntem neplăniți? Că mai căutăm dragostea, că vrem să fim iubiți? Dragostea trebuie urmărită, trebuie căutată. Trebuie să învățăm, dragii mei, să ne ajutăm reciproc cu unui pe alții. Zice Biblia despre Iacov, când s-a întors înapoi în Țara Sfântă, după ce a fost an de zile, 20 de ani la Laban a slujit, s-a întâlnit cu Esau. Esau avea 400 de soldați, era un viteaz. S-au împăcat, s-au îmbrățișat, s-au iertat unul pe altul de trecutul lor au avut și conflictele lor. Dar ei s-au zice, hai să merem la drum. Mergi tu înainte și eu vin după tine. La care Iacov zice, iartă-mă. Tu vezi că eu am copii mici? Tu vezi că eu am mielușei fătați? Eu nu pot să-i silez la zi, la drum după tine. Tu ai soldați cu tine. Oameni antrenați pentru luptă. Tu te tu înainte în treaba ta. Și eu o să merg la pas cu turma. Ta da, Iacov, ești puternic, ești viteaz, ești războinic, te-ai luptat cu ungerul, cu o zi înainte, cu o noapte înainte, Iacov se luptați cu ungerul lui Dumnezeu și la a biruit, zice o să se ia. Ești mare și puternic. Da, dar am niște cu mine niște copii mici, am niște soții, am elușei. Eu nu o să mă grăbesc să merg înainte, forțându-i pe ei să vină cu mine. Am să îmi potrivesc pasul împreună cu ei. Există frați care vor să fie super, super sfinți, în timp ce copiii lor n-au un consilier în casă, n-au cine să îndrume pe calea Domnului, să asculte. Dar noi stăm câte cinci ore rugăciune, credeți că asta e voia Domnului? Este surori care sunt de d -d Lui Dumnezeu și post și rugăciune, dar copiii vin acasă și nu au de mâncare. Păi eu sunt post. Credeți că asta e voia Domnului? Deci, Apostolul Pavel, cine vrea să slujească așa lui Dumnezeu să nu se căsătorească. Dacă se căsătorește, va trebui să caute, să placă soțului, soției, copiilor, să se ocupe de ele, pentru că noi trebuie să urmărim dragostea. Dumnezeu urmărește și caută în familiile noastre dragostea, dragii mei. Și trebuie să ne potrivim, mi-a plăcut de un frate care spunea, ce până m-am căsătorit, citeam de două ori pe an Biblia. E frumos. E minunat să citești Sfânta Scriptură și să o cunoști și trebuie să o cunoaștem ca și credincioși. Dar zis, odată ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că nu asta e cerința lui Dumnezeu pentru mine, în primul rând. Să citesc Biblia de două ori pe an. Cerința lui Dumnezeu este să-mi duc împreună cu mine familia pe calea Domnului. Și am scăzut și am început să citesc eu împreună cu familia, cu copiii. Și n-am mai reușit normal, ținând pasul cu ei, nu mai reușeam să citesc asta de repede. Și ne-am o dată pe an. Da, dar mi-am adus toți copiii împreună cu mine, am potrivit pasul împreună cu ei. Domnul să ne ajute să vedem fiecare dintre noi pe unde se ascunde dragostea în casa noastră. Apoi, vorbind despre căutarea dragostei, vreau să vă spun că sunt principii în Sfânta Scriptură sau lucruri care trezesc și stârnesc dragostea celuilalt la fel cum sunt lucruri care stârnesc ura. Deci e Biblia de Dumnezeu că e dragoste. Dumnezeu iubește. E iubire în defini prin definiție. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său pentru noi. Totuși, despre Dumnezeu se spune că sunt lucruri pe care nu le poate suporta și le urăște. Sunt oameni care se așează în poziția în care să stârnească ura lui Dumnezeu. Să fie vrăjmașul lui Dumnezeu. Zice Biblia că și noi cândva eram vrednici să fim urâți și ne uram unii pe alții. În Proverbe, 6, de ș... în Proverbe 6, dar spune de șapte lucruri pe care le urăște Domnul și care nu i sunt plăcute. La fel, cum sunt lucruri care stărnesc cura, să știți că sunt lucruri care trezesc de la găstea. Cum, de exemplu, sunt cuvinte care pot stârni mânie, zicem tot în proverbe, cu un răspuns, a spus, mânia. O vorbă blândă, un răspuns blând, potolește mânia. Un anumit gest poate să trezească dragostea a de viață, a soției, a soțului, a a părinților, să-i facă să iubească. Iată, de exemplu, un proverbe, ni se spune printre principiile acesteia uh, de aceea spune în proverbe că femeie înțeleaptă zidește casa și este datoria surorilor în vârstă să le învețe pe cele tinere să-și iubească bărbați. Auziți, fetelor și surorilor tinere, avem nevoie să fim învățați să iubim? Adică aș putea să iubesc pentru că m-a învățat cineva cum? Mă duc aminte că era dat un conflict între doi vecini. Nu se suportau. Și unul dintre ei era frate, frate de noastră. Și a venit la fratele slujitor de la biserică și a cerut sfat. Ce să fac? Nu pot să-l nu ne împăcăm nici cu. Fratele nostru, sub călăuzirea divină și sub cunoștințele biblice, a zis, auzi, vine perioada sapei acum, tu te ia o sapă în spate, du-te la el, bate la poartă și vecine, n-ai nevoie de o mână de ajutor, uite, m-am gândit astăzi liber, să vin să te ajut. ce? Deci, nu o să ai dragoste când mergi cu sapa în urmă, în spate. O să mergi împotriva firii tale. Dar o să vezi când vii. Și când vin apoi, o să vii după ce l-ai îmbrățișat pe vecinul tău. Dragii mei, noi avem medicamente în Sfânta Scriptură. Deci, Madame Gandhi, asta a fost uh, hindus în India. Dar studiați Sfânta Scriptură și multe din, uh, din uh, învățătură lui și mai ales mișcarea lui antiviolență uh, s-au inspirat din Sfânta Scriptură. El a zis că unul dintre cele mai frumoase pașaze din lumea asta, cele mai frumoase învățături, sunt cuvintele Mântuitorului care a spus, dacă cineva te levește peste un în obraz, întoarce și pe celălalt. Pentru că, zicea el, dacă nu răspunzi cu violență la violență, l-ai învins pe cel care are ca și armă violență. Pentru că cineva care te lovește, care are ca și armă bâta, sabia, rămâne dezarmat și învins când tu nu ripostezi. Aduceți-vă aminte, pentru cei care știți istoria, sau puteți să puneți mâna pe carte, să citiți, el s-a ridicat împotriva Imperiului Britanic, cel mai mare imperiu din vremea lui. Un cu un secol, da? Într-o Indie care era subdezvoltată și a reușit să învingă Anglia fără să tragă un glonț. Anglia a capitulat, s-a retras și le-a dat independența. La moartea lui au participat peste un milion de, de oameni pentru că a reușit să se învi, să lupte cu un imperiu sprijinit pe un toiag. Pentru că a zis așa, dacă voi mă loviți și eu nu vă lovesc, voi nu mai aveți alte arme. Și el a zis așa despre creștini. Creștinismul are cele mai bune învățături dintre toate religiile lumii. Problema voastră a creștinilor este că nu trăiți învățăturile voastre. Gândiți-vă că Europa noastră creștină a fost măcinată de războaie. Nu mă refer de războaie între țări, de războaie mondiale. Aici s-au purtat în Europa. E adevărat că a fost și prin Africa și prin Japonia, dar Europa a fost măturată de războaiele mondiale. Europa creștină. Gândiți-vă că Europa noastră a fost prigonită de inchiziție și de religie. Și astăzi unii dintre noi ne-ar ucide și ne-ar arde pe rug dacă ar avea o astfel de libertate. Pentru că nu trăim învățăturile astea. Ne avem învățături frumoase și casele noastre ar putea deveni locașul al lui Dumnezeu dacă le-am trăit. Doamne, ajută-ne! că în cartea proverbelor, de exemplu, referitor la stârnirea iubirii celuilalt, proverbe 27 cu 19. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Dragostea este o problemă de inimă. Pot eu să am acces la inima soției sau a soțului să-l fac să mă iubească? Păi e o problema lui, dacă nu mă iubește. Nu, dragul meu, zice Solomon, că la fel cum în apă, fața răspunde la față, adică știți, în vechime, apa funcționa ca oglindă, un locuitor de oglindă. Nu erau oglinzi, sticla nu era inventată pe atunci. Argintul era forma în care erau turnate oglinzile pentru cei bogați și care le aveau. Cei mai mulți, ca să-și vadă chipul, se uitau într-o găleată de apă, în fântână sau într-o apă limpede. Și știți fiecare dintre dumneavoastră ce se întâmplă dacă te apleci deasupra unei găleți cu apă. Îți vei vedea față. Și fața din apă răspunde la fața din realitate. Cum răspunde în apă fața la față? Adică cum răspunde? Dacă fața care se uită în apă zâmbește, zâmbește și fața din apă. Dacă asta se încruntă, se încruntă și aia. Dacă asta face o mutră, cum fac elevii la școală, nu o să mai scot limba. Și nu face la fel. Și ce Solomon, același lucru se întâmplă între inimile oamenilor. Dacă vreți, dragii mei, să urmărim dragostea, avem de fapt de a face cu oglinda. Ce vreți să vă facă voi oamenii? Faceți-le voi întâi. În asta este cuprinsă toată legea și prorocii, zicea Mântuitorul. Știți că este o diferență între cele două fețe? Între fața care se uită în apă și fața din apă? E principiul acțiunii și reacțiunii din fizică. Unul, una acționează, cealaltă reacționează. Întotdeauna fața din apă va arăta ce arată fața de deasupra apei. Niciodată fața din apă nu se poate schimba. Dacă asta este încruntată deasupra apei, aia niciodată nu o să poată zâmbi. V-ați uitat vreodată în oglindă și stăteați încruntat și aia, în oglindă vă vedea zâmbind? Sau au zâmbit vreodată și în oglindă ați văzut o față încruntată? Niciodată fața din oglindă nu se poate schimba. Acum întrebarea este, tu care față ești? Ai de deasupra apei sau ai din apă? Sunt două ființe Răspunde una la alta. Tu care ești? De câte ori n-auzim. Eu nu pot, frate. Nu pot. Sor, nu pot. Asta e. Asta mi-a făcut. Eu nu pot să-l iert. Nu pot să mă comport altfel. Așa e. Înseamnă că dumneata ești fața din apă. Mântuitorul ne-a zis, voi fiți fața de deasupra apei. Vreți ca fața din apă să zâmbească ce vreți să vă facă voi, oameni? Faceți voi întâi. Și dacă voi o să zâmbiți, o să vedeți că o să înceapă să zâmbească și alta. Asta este tema de casă pentru săptămâna viitoare. Dacă vreți să avem familii fericite, să începem să schimbăm noi ce trebuie să schimbăm. Să lucrăm unde trebuie să lucrăm, să începem noi să manifestăm dragoste. Vrei să fii iubiți? Iubește tu. Vrei să ți se vorbească frumos? Vorbește tu. Vrei să fii iertat? Iartă tu. Vrei să ți se facă bine? Fă tu. Schimbă tu atmosfera din casă. Și o să vezi că acest principiu din proverbe și subliniat deseori în Sfânta Scriptură e legea lui Dumnezeu, la fel ca legea trasei universale. La fel cum corpurile cad, la fel se schimbă inimile oamenilor. La fel se pot transforma familiile noastre. Mi-aduc aminte că un credincios a avut un vis. Se făcea că a ajuns într-un magazin al lui Dumnezeu la care Dumnezeu vindea roadele Duhului Sfânt. Dragoste, bucurie, pace, blândețe, răbdare, face de bine, credincioșie. Și un înger care vindea acolo uh, și supraveghea atare, l-a întrebat tânărul, uh, văd că nu spuse prețurile, cât costă? La care un înger zis, sunt gratuite, nu te costă nimic, poți să-ți ce vrei. Dumnezeu nu dă nimic pe bani. Dumnezeu, la Dumnezeu tot e pe gratis. E har. Binecuvântat să fie Domnul că ne-a pus la, o, la, la, îndemână toate bogățiile sale. La care te că zis către vreau și eu o porție de dragoste, de bunătate, una dublă de răbdare, am nevoie și de o porție de pace. Și... s-a dus după masă, a luat de acolo din ceva setare, ceva am pachetat într-un șervețel și le-a pus în mână. să i ia și ce? Păi atâta? Mă gândit că nu da, niște plase pline de fructe. La care îngerii ar răsit ceva. Dumnezeu nu vinde fructe, numai semințe. Dacă vrei să ai fructe, du-te, lucrează pământul, seamănă-le, udă-le, grijește-le și o să-ți după muncă. Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să nu umple inima de dragoste, de pace, de bucurie. Dumnezeu nu dă roade, numai semințe. Puneți-vă, dragii mei, la lucru, plantați semințele astea, udați-le, îngrijiți-le și o să vedeți cum va crește. Pentru că Dumnezeu, care este credincios, va face să crească. În încheiere, vreau să mai vă spun ceva referitor la viața de familie. Hai să nu fim prostuți. Diavolul ne face să ne credem că vom fi mai fericiți dacă luptăm de unii singuri, dacă ne ducem mai departe cu încăpățânare felul nostru de viață. Suntem ca o echipă. Ori câștigăm toți, ori pierdem toți. Vreau să înțelegem că nu se poate. Unul să câștige și unul să piardă. Dacă în casele noastre nu e pace, dacă în casele noastre este supărare, copii dragi, dacă aveți părinți pe care îi întristați, să nu credeți că voi să fiți fericiți. A zis Mântuit, a zis Dumnezeu în lege. Dacă și. Apostolul amintește în Noul Testament că e singura poruncă însoțită de făgăduințe. Dacă vrei fericire, să știi că nu o poți rupe de părinți. Dacă vreți frați și surori fericire, să nu crezi că o puteți rupe de soție și soților de soți. Să nu crezi că tu te poți bucura de viață dacă soțul tău e trist. S-a a zis, a zis, apostolul Petru, că de aici mă gândeam să citesc 1 Petru 3, bărbaților, dacă v-ați întristat să nu credeți că aveți acces la Dumnezeu vor fi împiedicate și rugăciunile și să nu credeți că veți moșteni harul vieții fără ele. Ori câștigăm toți, ori pierdem toți. De aceea trebuie să ne angajăm cu toate familiile, cu toți membrii din familie. În săptămâna aceasta să urmărim dragostea. Copii, vă puteți bucura părinții, zice Biblia, că cine naște un înțelept, se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Vrei să fii fericit? Bucură-ți părinții. Adule le veselie. Soț, soțiilor, vreți să, vă feri, să fiți fericite? feriți vă bărbații, faceți-i bucuroși fericiți. O femeie este cu una bărbatului ei, o femeie cinstită. Dar una care îi face rușine ca putregaia în lui. Bărbaților, dacă vreți să fiți fericiți, fericiți-vă soțiile și copiii. Dacă soția plânge și copiii sunt necăjiți, credeți că o să fiți tu fericit? În Eclesiastul, în capitolul 10, versetul 16 și 17, sunt două versete pe care vreau să le citim înlocuind cuvântul țară cu familie, pentru că familia este o fel de țară, o țară mai mică, un stat, de dimensiuni reduse, dar e același lucru. Cum țara are granițe, are lege, are conducător, la fel o familie are o anumită așezare, o anumite proprietăți, are un conducător, un cap, da? are membri, vai de tine țară sau familie, vai de tine familie, al cărei împărat este un copil, la minte și a cărei voievozi de de dimineață. Ferice de tine familie al cărei împărat sau membri sunt de neam mare și a cărei voi mănâncă la vreme potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să dea la beție. Dragii mei, suntem într-un război. Într-un război important este să nu luptăm unii împotriva altora, ci să luptăm împotriva dușmanului. Și dacă cumva unul dintre noi e mai slab să facem cum a făcut Ioab. Și ce a zis Ioab câte fratele său când au avut de luptat și au văzut că au de luptat și în față și în spate? Aici, uite, eu mă lupt cu o par dintre soldați. Aici. Eu, mi -am, Ioab și eu la pe cei mai slabi. Pe cei mai buni i-a dat la frate său. Dacă matale te crezi mai puternic, dă-i soții pe cei mai puternici soldați. ia ți tu pe cei mai slabi. Și a zis eu, facem o înțelegere. Dacă dușmanii vor fi mai tari decât mine, te rog să-mi vină ajutor. Dacă vor fi mai mari, mai puternici ai tăi, dușmanii tăi decât tine, am să-ți viu eu un ajutor. Asta să facem, dragii mei, în viața de familie, să ne ajutăm reciproc și Domnul să ne dăruiască fiecare o biruință de plină. Amin.